Da, vom extinde această idee, aplicabilitatea acestei idei de realizare de piețe volante, pentru că am văzut că primul experiment are foarte mare succes. Vin mulți producători autentici pe amplasamentul de lângă Casa Tineretului, de lângă stadionul Dan Păltinișanu, și vin foarte mulți cumpărători și, prin urmare, având și semnale primite în campania electorală de la cetățenii din zona Steaua, parte din ei fiind ei înșiși producători în grădinile proprii, dorim ca și în acea zonă să identificăm un teren potrivit unde să înființăm o piață volantă. Vom mai face și altele și, așa cum s-a putut remarca, vom avea grijă să nu se strecoare în aceste piețe intermediari. Vrem ca aceste piețe volante să fie exclusiv ale producătorilor autentici și să știm că de acolo cumpărăm produse naturale, produse gustoase, românești, cele care știm că sunt chiar foarte bune. Cred că este prematur să vorbim despre taxe în piața volantă. Cred că acesta este un serviciu pe care îl facem timișorenilor. Cred că efortul de salubrizare a zonei după ce acești producători pleacă nu este foarte mare și sumele pe care municipalitatea le cheltuie pentru a întreține această piață sunt extrem de mici și, pe de altă parte, beneficiile sunt extrem de mari pentru cetățenii orașului. Deci nu cred că este momentul de a pune o taxă pentru funcționarea acestei piețe. Cred mai departe însă că ar fi cazul să revizuim regulamentul și modalitatea în care funcționează celelalte piețe din oraș, pentru că nu piața volantă este problema, ci marea problemă a orașului este că celelalte piețe agroalimentare ale orașului sunt împânzite de, așa zis, producători, sunt de fapt doar comercianți care se aprovizionează din piața de gro și expun mărfurile spre vânzare în piețele normale agroalimentare ale orașului. Cred că acolo este problema noastră, acolo trebuie să luăm măsuri pentru ca acele piețe să revină ale producătorilor români și nu a comercianților. Nu avem nimic împotriva comercianților, pot să se aprovizioneze din piața de gro, pot să-și deschidă magazine, pot să închirieze spații în care să funcționeze magazine pentru legume, fructe. Însă piețele trebuie să fie pentru producători. Cred că aici trebuie să ajungem. Da, am propus să se înființeze următoarea piață în zona Steaua, Calea Șagului, Dâmbovița. O să vedem ce teren putem identifica în zonă, pentru că este o aglomerare mare de blocuri, sunt mai multe cartiere practic care se întrepătrund acolo, este o populație extrem de numeroasă. În zonă există grădini mari la locuitorii din zona cartierelor Fratelia și Freidorf, care pot veni în respectiva piață cu anumite produse și fosta piață Doina, care pe vremea copilăriei mele era suficient de extinsă și mult mai mare decât în prezent, a fost practic sufocată de blocurile care s-au construit în ultimii ani ai perioadei comuniste, astfel încât piața a rămas practic doar un simbol și normal, pentru aprovizionare la ora aceasta, locuitorii din zonă nu au la dispoziție decât hipermarketurile, ceea ce nu este în regulă. Da, am deschis și dorim să deschidem această piață și în timpul săptămânii, pentru că mulți producători mi-au spus că produsele lor, fiind proaspete, nefiind cu conservanți, nefiind tratate în mod chimic, fiind soiuri autohtone, tradiționale, nu rezistă de pe o săptămână pe cealaltă, astfel încât, de exemplu, roșiile trebuie culese la câteva zile, căpșunile de asemenea au fost o propunere în perioada aceea. Deci, credem că și timișoarenii care insistă să aibă produse proaspete vor aprecia faptul că le pot cumpăra și miercurea. Miercurea piața, bineînțeles, va fi deschisă și după masa pentru a da posibilitatea celor care sunt la serviciu în cursul zilei să se aprovizioneze după terminarea programului.